Președintele ALDE, Drobeta Turnu Severin, Ionut Sibinescu, face apel la președintele Iohannis să pună câteva clipe pe pauză campania prezidențială și să promulge bugetul pentru 2019. Potrivit lui Sibinescu, România trebuie să reintre în cursul ei normal. Nu trebuie să fie blocată de Klaus Iohannis. România are nevoie de buget, iar comunitățile locale au nevoie de acest buget cât mai repede pentru a putea să dea drumul la investiții. Așteptăm ca președintele să promulge bugetul în cel mai scurt timp și să nu mai pune bețe în roate guvernului și unităților administrative. Domnul Iohannis nu mai acționează ca un președinte de mult timp, însă președintele Iohannis trebuie să ia o pauză de la calitatea de candidat la alegerile prezidențiale, care face orice să-și țină alegătorii aproape, să nu îi plece la alți candidați și să-și facă odată datoria de președinte. România trebuie să reintre în cursul ei normal. Parlamentul a adoptat raportul de admitere al comisiilor de specialitate la legea bugetului în forma trimisă la promulgare, respingând astfel cererea de reexaminare a președintelui. Legea bugetului a fost adoptată de Parlament cu 245 pentru, 115 împotrivă, 2 abțineri, iar 3 aleși nu au votat.